Bună ziua! Astăzi eu vreau să fac biscuiți, că mâine ne ducem la copii, că suntem liberi și astăzi o să prepar biscuiți în două culori cu cacao și o să avem nevoie de făină. Eu aici am 700 de grame de făină, dar nu cred că o să intre toată, doar 500, 450, 500, o să vedem. Apoi, avem nevoie de 250 de grame de zahăr, 250 de grame de unt, cam 40 de grame de cacao, 2 ouă, o să avem nevoie, 16 grame de praf de copt, rețeta eu o fac dublă astăzi, și două prafuri de sare, pentru că sunt două rețete în una. Esență de rom pentru aluatul cu cacao și apoi o să punem și coajă de lămâie. Coajă de lămâie este cu puțin zahăr, care eu o țin în frigider și se conservă foarte bine. Și o să începem să vedem, poate mai intră cineva. Așteptăm încă puțin. Bună ziua, bună ziua! Am să dau deoparte toate ingredientele ca să pun, să se vadă cum lucrez. Așa. Făină am cernut-o înainte. Și acum, într-un vas, eu am să pun zahărul. Aici am 250 de grame de zahăr. Cu untul. Așa. Și o să încep să le amestec. Am să pun și un praf de sare la început. Eu am să pun două prafuri pentru că rețeta este dublă. Ingredientele eu le-am dublat la 1 și 2. Două prafuri. Și acum am să amestec încet, încet cu mânuța. O să amestecăm bine untul cu zahărul ca să iasă spumos. Facem biscuiți pentru copii ca să aibă pe toată săptămâna viitoare. Ei preferă biscuiți făcuți în casă. Amestecăm bine. Cine are robot, poate face totul la un robot. Eu nu am. Sau cu mixer. Numai că mixerul îl face mare, mare gălăgie. Și prefer cu mânuța. Așa, începe untul să se amestece cu zahărul. Ia uitați. Aceasta este o rețetă cu unt la temperatura camerei. Eu îl amestec un puțin ca să se formeze, ca să devină spumos untul cu zahărul. O să adăugăm pe rând câte un ou. Ia uitați cum arată. Vedeți? Mai
amestec puțin și după aceea adaug câte un loc. Acum am să adaug câte un ou. Aici am două ouă. Să adaug mai întâi unul. Și după aceea îl pun pe celălalt. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! În bucătăria Cameliei. Să-mi lăsați mesaje în comentarii de unde mă urmăriți, ca să știu și eu de unde sunteți. Eu sunt din Iași, dar locuiesc la Roma. Ia uitați, vedeți? Cum s-a spumuit. Acum o să adăugăm și celălalt ou. Așa. Și amestecăm. Încerc. Cu răbdare. Ah, bună, Anna Maria! Suntem eșence. Din Iași, din Iași, moldovence din Iași. Am amestecat, acum cu o lingurița am să iau și am să pun puțină coajă de lămâie. Am să pun așa o linguriță plină, ca să fie aromate. Puteți adăuga și esență de vanilie și esență de lămâie. Și acum amestecăm. Rețeta se face foarte, foarte repede. Așa, se vede? Am amestecat. Ia uitați, este spumos. Acum, eu am să adaug făina, puțin câte puțin. Și am să pun la început o parte cu praful de copt. Aici am 16 grame. Și amestecăm încet. Și romul o să-l adăugăm în compoziția cu cacao. Amestecăm încet, încet, încet. Nu ne grăbim. Amestecăm bine și după aceea mai adăugăm făină. Amestecăm ca să nu se facă cocoloașe. Mai adaug puțină făină. Făina a fost cernută înainte. Așa. Și după ce facem aluatul, o să-l împărțim în trei și în două o să adăugăm puțină cacao și unul o să rămână alb. Așa. Acum eu am să-l pun pe masă, am să presor puțină făină ca să nu se lipească așa. Am să-l împart în trei.
2, 3. Așa, și o parte am să o pun înapoi. Și mai adaug făină și facem aluatul alb. Preparăm mai întâi aluatul alb. Adăugăm făină până aluatul este potrivit de tare. Și nu trebuie să se lipească de mâini. Ia uitați. Mai adaug puțină. Aluatul încă se lipește de mâini. Și o să mai adăugăm încă puțină. Este aproape gata. Vedeți consistența? Mai trebuie, încă se lipește de mâini. Punem făinuță și acesta este primul aluat. Mulțumesc, Carmen, pentru inimioară. Te pup! Și acesta este primul aluat. Așa. Este aproape gata. Ia, uitați-l. Și am să-l las așa deocamdată. Vedeți? S-a dezlipit. Nu se mai lipește de mâini. Și îl dau deoparte și îl pun aici. Acum, o să luăm altă parte, a doua parte din aluatul nostru care am pus-o aici. Și în această compoziție o să adăugăm puțin rom. Așa. Și cacao. O să punem o linguriță, două de cacao. O să punem unul deocamdată, să vedem cât este de concentrat. Și amestecăm. Și cacao o puneți în funcție de cât de concentrat doriți să fie. Mai acum adăugăm făina și amestecăm. Eu am să fac două părți cu cacao și una albă. Am să fac cu cacao mai deschis și o parte e un pic mai închisă. Adăugăm făină. Încă se lipește de mâini. Adăugăm puțin. Cred că intră toată făina. Am avut 700 de grame de făină. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțină. Încă puțină. Și aluatul, primul aluat cu cacao este gata. Așa. Ia uitați-l. Așa arată și acesta. Și îl dau deoparte. Aici am adăugat o linguriță de cacao. Și acum luăm pe al treilea și îl punem aici. Adăugăm puțin rom. Așa.
Și acum o să punem 2-3 lingurițe de cacao, să iasă un pic mai închis decât primul. 2 și o să pun 3. Și acum amestecăm. Acesta îl vreau un pic mai închis. O să facem biscuiți în 3 culori. 2 nuanțe de maro și una deschisă, albă. Ia să vedem diferența. O să mai pun puțin. Hai pun o linguriță. Ajunge. Așa. Și acum o să adăugăm făină. Ajunge, ajunge. Am să adaug făină. Și este aproape gata și acesta, al treilea luat. Și după aceea dăm forma biscuiți. Bună ziua, Vera Mihaela, bună ziua, mulțumesc frumos! Așa. Aluatul nu trebuie să se lipească de mâini, ca să putem lucra. Și când nu se mai lipește, atunci este bun. Așa. Și acesta este aproape gata. Ia uitați-l. Se vede diferența. Unul mai închis și unul un pic mai deschis. Și acesta este gata și îl punem aici alături. Le pregătim ca să facem biscuiții. Acesta este al doilea. Și acesta este primul. Ne mai trebuie puțină făinuță. Aluatul se simte la mână când mai este nevoie de făină. Așa. Și acum să formăm biscuiții. Dăm deoparte făinuța. Ștergem mânuțele și începe. O să întindem aluatul alb o parte. Am să-l întind pe o foaie.
foaie din aceasta de... Vedem dacă se desface. Pe peliculă transparentă. Și cu un sucitor întindem. Așa. Și acum o să ne jucăm. Le dau deoparte și ne jucăm acum. Aluatul nu este foarte tare. Ia uitați, vedeți, este destul de moale. Îl întindem așa cu mânuțele și din acest maro am să fac o, ca o foiță lungă și în interior am să bag acest șnuruleț făcut din, din aluatul cu cacao mai deschis. Așa. Am băgat în interior la cel maro, am băgat șnurulețul deschis și acum am să-l așez aici. Așa, o să mai facem încă unul. Deci o să facem o foiță lungă, ia uitați așa, și după aceea un șnuruleț care îl băgăm în interior. Ia uitați. Și unim aici deasupra. Se vede? Iartate. Și o să pun așa aici. O să-l mai lungesc acesta puțin. Așa. Și îl punem în, în interior. Și acum o să-l rulăm încet. Am să pun niște bucățele, ia uitați, între albe. Ne jucăm, astăzi ne jucăm. Nu trebuie.
trebuie să fie nimic precis. Să vedeți ce frumos arată când îl tăiem. Așa. Și am format biscuitul nostru. Acum eu am să-l strâng. Bine. Am să-l dau la frigider, la congelator. Cât timp o să facem restul de aluat, ca să se întărească puțin, ca să putem tăia cu cuțitul și să le punem în tavă. Acum să-i dăm forma. Strângem bine la capete. Dăm la congelator circa 5-10 minute cât noi facem al doilea biscuit mare, 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 ca să putem tăia. Așa, și acum să facem foițe, să facem să fie zebrat. Primul cred că o să iasă tigrat, așa, ca un tigrușor, ca o panteră, nu panteră, tigru. Și tot la fel am să pun pe... pe foaie. Puteți pune și pe hârtie de... un cutiuță. Bună ziua, Carmen! Să-l țin în cutiuță? Unde e cutiuță? La congelator? Să se întărească. Să se întărească ca să putem tăia feliuții. Eu îl țin mai puțin, că vă arăt cum se face. Așa. Am să pun aici și am să întind cu sucitorul și am să fac așa 4 fâșiuțe. Și am să pun una. Trebuie să fie nimic perfect la acești biscuiți. Puneți și se formează. Așa. Acum o să punem și maro închis. Acum punem maro deschis. Vă ajutați cu un cuțitaș dacă nu se... sau faceți, întindeți aluatul pe hârtie de copt. Acum o să punem și alb. Așa.
și maro închis. Ana Crișan, bună ziua! A, mulțumesc, Ana Maria, Ana Crișan, mulțumesc! Îți mulțumesc din suflet! Așa, punem și pe aceasta aici. Chiar dacă se rupe, nu se întâmplă nimic. Așa. Și acum o luăm de la capăt cu ce ne-a mai rămas. Ia uitați, ne-a mai rămas acestea și o să le punem deasupra aici. Așa. Punem și albul. Aceștia or să fie biscuiții. După aceea trebuie neapărat ținut la frigider ca să iasă forma frumoasă când se taie feliuța. La frigider, la congelator să se întărească. Chiar și în frigider îl puteți lăsa. Dar durează mai mult. Eu dau la congelator, imediat se întărește. Acum o punem și pe aceasta, deasupra, care a mai rămas. Apăsăm puțin. Și ca să ne iasă zebrat, o să răsucim. Ia uitați cum arată, vedeți? Și acum noi o să răsucim, ia uitați așa. Și o să iasă foarte, foarte frumos. Ia uitați. Și o punem aici și o să închidem bine, bine, bine. Și tot la fel o să dăm la frigider, la congelator. Acesta se vede cum este foarte frumos. Acum am să-l dau și pe acesta la congelator, că este foarte, foarte cald, și să vedem celălalt dacă îl putem tăia, ca să-l punem în tavă. Între timp să-mi dau deoparte. Eu mi-am pregătit o tavă cu hârtie de copt. Așa, am deschis cuptorul. Acum am să dau la congelator și să vedem dacă celălalt s-a întărit puțin, puțin. Să vedem cum arată în interior. Puțin, puțin s-a întărit, foarte puțin. Încercăm să tăiem totuși. Ia să vedem. Ia uitați. Așa or să iasă aceștia. Aceștia așa tigroși. Și ceilalți zebrați. Și o să punem în tavă. Tăiem. Ia uitați. Așa se fac foarte, foarte repede, dacă faceți cum am făcut eu. Fără să închinem, fără forme, fără... Punem, dăm la frigider, am tăiat imediat, punem în tavă, lăsăm 15 minute, maxim 20 la cuptor, la 180 de grade și biscuiții sunt gata. Îi tăiați mai subțiri, mai groși, cum vă plac.
punem în tavă. O să aibă această formă, pentru că sunt moi. Nu le pot da formă. Când tai. Biscuiți, tigșor. Și după ce i-am dat la cuptor, o să scoatem pe ceilalți de braț și o să tăiem tot la fel. Să dau mai în față. Este moale, încă este moale. Mulțumesc, Ioana Toma, îți mulțumesc din suflet. Eu fac lucruri simple. Fac lucruri simple și le fac pentru copii. Copiii sunt mari acum, dar oricum eu le fac. Nimic nu este mai bun ca ceva făcut în casă și făcut de mânuțele noastre. Tai încet, că este moale, moale. Ia, uitați. Când, dacă este înghețat sau rece, rece bine, își păstrează forma inițială rotundă. Eu când strâng și tai, or să iasă așa triunghiuri. Ia, uitați, vedeți că eu strâng și... Dar nu-i nimic, se mănâncă oricum. Spre capete, mai puțin. Modelul este mai mic. Să vedem dacă mi-e cap toți în această tavă. Încerc să-i pun pe toți. Ia uite, tavă cu biscuiți. Acum am să-i dau la cuptor. Circa 15 minute cred că durează. Și am să vă arăt cum sunt ceilalți, cum au venit. Am să tai, să vă arăt cum sunt. O să punem și aceștia micuți care au rămas. Iată. Acum îi bag la cuptor la 180 de grade, circa 15 minute, 20. O să-i controlăm. Și să vă arăt cum au venit și ceilalți de brații. O să tăiem. Să-i pun pe aici, pe aceștia, să vedem. Încă nu s-a întărit, ia uitați, încă nu s-a întărit, tot este moale. Dar să tăiem să vedem cum arată feliuța, biscuitul. În momentul când tăiem. Aceasta este prima. Ia uitați. O să dau aici că s-a rupt. Să
aveți răbdare să se întărească bine. Ia uitați. Ia uitați ce frumusețe. Și punem, îi punem aici, după aceea îi dăm la cuptor. Se răsucesc mai mult, cu atât vin zebrați mai frumos. Biscuiții. Se fac foarte repede. Ați văzut că durează puțin. După ce ați pus aluatul, l-ați împărțit și ați făcut acești cârnăciori, să le spunem. Dăm la frigider. Dacă nu putem face imediat, putem lăsa și în frigider, nu în congelator. Ne ducem, ne facem cumpărăturile și după aceea ne întoarcem acasă și tăiem, punem în tavă și dăm la cuptor. Își păstrează forma mai bine dacă sunt ca să se întărească untul. Așa sunt foarte, foarte moi. Ia uitați. Sunt moi, încă untul nu este întărit. Vă plac biscuiții mei? Ia uite. Cu cât se răsucește mai bine, cu atât or să iasă mai zebrați. Așa arată. Rețeta este simplă. Am pus, mi-au intrat 700 de grame de făină albă, 250 de grame de unt, 250 de grame de zahăr, 16 grame de praf de copt, 2 prăfulețe de sare, am pus în tot aluatul coajă de lămâie și după ce l-am frământat puțin, aluatul este moale, îl împart, o să vă uitați la video, la cei care au venit mai târziu, îl împart în 3 și în prima parte albă, care o să fie albă, mai adăugăm făină. Și adăugăm făină până când nu se mai ține nu se lipește de degete. Aluatul nu trebuie să se lipească de degete. Și dăm deoparte primul aluat alb. Apoi o să-l luăm pe al doilea și o să adăugăm o linguriță de cacao ca să facem aluatul acesta mă rog deschis. Și amestecăm bine. Și completăm cu făină, adăugăm tot la fel făină, până când aluatul nu se lipește de degete. Nu trebuie să fie foarte tare, să fie mâncuț. Am făcut și al doilea aluat și pentru al treilea aluat o să adăugăm, și am adăugat și rom și în al doilea. În al doilea am adăugat unde punem cacao, punem și rom ca să iasă bun. Și în al treilea punem rom și am pus 3 sau 4 lingurițe, acum cât de închis îl doriți și concentrat de cacao. Puneți cacao, amestecați bine și adăugați făină, tot la fel până când nu se mai lipește aluatul de degete. Și după aceea dăm formă la acești sălămiori, ca să putem face biscuiții. Îl dăm la frigider, la congelator, dacă vreți să-i faceți mai repede, să se întărească, măcar o oră să stea. O jumătate de oră, o oră. Eu le-am ținut foarte puțin, încă nu s-au întărit. Trebuie să se întărească untul ca să putem să tăiem bine. Să tăiem feliuțile bine. Și dăm la cuptor.
Încă nu sunt gata. Să vi arăt și pe cei care i-am băgat în cuptor cum arată. Trebuie să-i mai las, cred că vreo 5 minute, nu știu cât a durat. Ia să-mi iau mănușa și să vă arăt cum arată și îi bag din nou la cuptor. Ia uitați, au crescut. Vedeți? Au crescut. Și mai trebuie lăsați. Aceștia au această formă. Ia uitați ce frumoși sunt. Și când sunt gata, îi băgăm și pe aceștia de brați. Mai trebuie lăsați, încă nu sunt gata. Aceștia sunt biscuiți, sunt simpli, sunt buni, gustoși. Astăzi ne-am jucat un pic. Mâine suntem liberi și mergem la copii și să le ducem biscuiți. Le plac foarte mult biscuiții făcuți în casă. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine astăzi și mi-ați ținut companie. Vă doresc multă, multă sănătate. Am să pun video și cu aceștia gata, poze și rețeta am să o public și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, tot la fel se cheamă și canalul de YouTube. Acolo găsiți peste 450 de rețete dulci și sărate, foarte, foarte bune. Mulțumesc, o zi bună și ție, Ioana Toma, te pup dulce. Și o să ne vedem luni, o să ne vedem luni cu o altă rețetă. Am să intru în direct, am să intru cred că de 2 ori pe săptămână dacă am să reușesc, să vă arăt cât de simple sunt rețetele și cât de repede se fac. Și dacă aveți plăcerea să vă înscrieți la canalul meu de YouTube, este gratis. Acolo găsiți multe, multe, multe rețete. Pentru toate gusturile. Și biscuiți, și cozonaci, și plăcinte. Biscuiții zebrați sunt gata.